utilaje erau, dar erau vechi. Acum se simte. Da, în general firmele primăriei, așa cum erau ele în 2016, erau necompetitive. Mai ales gospodăria comunală, o firmă care are niște activități importante legate de serviciile publice și vorbim de întreținerea drumurilor, vorbim de spațiile verzi și de colectarea deșeurilor și selectarea deșeurilor menajere și industriale. Anevoioasă pentru că, poate cu excepția unui selector de deșeuri, cam toată dotarea era foarte învechită. Și nu exista o viziune clară asupra viitorului în legătură cu activitățile pe care societatea le presta. Societatea este, are ca proprietar Consiliul Local într-o proporție de 98%, 2% revenind primăriilor din zona noastră, respectiv Rasova, Seimeni, Siliștea și Saligny. Având în vedere că există acest parteneriat, dar că liderul de partenerilor, deținătorului acestei firme este primăria orașului Cernavodă, domnul primar a dispus să facem o analiză critică cu tot ceea ce lipsește la gospodărie, astfel încât să ajungem la un nivel de competitivitate egal cu al firmelor de construcții din Cernavodă, fără a le concura pe acestea. Pentru că ele, firme de construcții din Cernavodă, prestează activități, mai ales în domeniul construcțiilor civile și industriale, iar aceste firme ale primăriei prestează activități de întreținere a domeniului public. Vorbim de străzi, vorbim de parcuri, de spațiile verzi, de scoaruri, de acostamente, de rigole, deci astfel de lucrări sunt cele care sunt în portofoliul gospodăriei comunale. Sigur, am plecat de la o analiză cu ce aveam și aveam foarte puține lucruri și mai ales foarte vechi, care erau necompetitive, cu costuri foarte mari, se întrețineau cu costuri foarte mari, cu consumuri energetice foarte mari, și s-a ajuns, iată, după 2 ani de zile, la o dotare care este corespunzătoare. Și vorbim de autobasculante, vorbim de 2 buldoi excavatoare, vorbim de tractoare noi cu remorci noi, vorbim de mașină de măturat stradal, vorbim de o auto compactoare nouă și de asemenea de o mașină tip sărăriță, care are și o instalație tip sărăriță pentru împrăștierea materialului antiderapant pe timpul iernii. Toate sunt mărci prestigioase, au fost achiziționate prin licitații publice. A fost un proces foarte greoi, cei de la gospodărie au administrat acest proces de achiziție, iar primăria și Consiliul Local sunt cei care au asigurat fondurile financiare. Fondurile au fost importante, alocările bugetare din anii 2016 și 2017, cumulat pentru creșterea capitalului social a acestei firme, au fost de 5,7 milioane de lei, 57 de miliarde de lei vechi, și toate au fost destinate achiziționării de mijloace fixe, de echipamente și utilaje cu care să se poată ajunge la un nivel de competitivitate bun. Am văzut o mulțumire din ce în ce mai mare în ochii oamenilor din Cernavodă, în momentul în care au văzut că aceste utilaje sunt noi, că ele sunt performante și mai ales prin rezultatele care au fost puse în practică. Vorbim, de exemplu, de zona aleilor de la deseuri, de lucrări de reparații străzi în zona centrală și respectiv în Columbia. Vorbim, de asemenea, de lucrări de întreținere a spațiilor verzi, de amenajări în oraș, de ridicarea gunoiului, atât de la tomberoanele care sunt în subteran, dar și de la cele vechi, de la platformele vechi. În general, este o activitate pozitivă pe care o apreciez ca fiind pozitivă, mai ales din punct de vedere al ochiului cetățeanului legătură cu această activitate. E normal, nu se poate face treabă într-o localitate atâta vreme cât n-ai cu ce, pentru că jumătate este forța de muncă, jumătate este tehnica cu care lucrezi. În 26 de ani am trăit numai din ce ne-au dat celelalte primării. Am avut niște tractoare de 85 de ani, glumesc, care au venit după la București, care costa mai mult să le repari decât să le exploatezi. Niște mașini de gunoi pe care dacă ați face câțiva 2-3 km să vedeți cu ce s-a lucrat până acum, v-ați îngrozi. Adică v-ați spune întrebarea, domnule, cu ce s-a reușit totuși a se face tocmai activitățile alea care sunt delegate de către Consiliul Local, către această societate. Societate care aparține Consiliului Local, e adevărat. Totuși, atunci când am creat o nouă strategie de retehnologizare, de reorganizare a muncii, s-a pus întrebarea, bun, facem, dar cu ce? Ăla a fost momentul în care s-a prezentat în fața Consiliului Local nevoile acelei societăți. Consiliul Local, într-adevăr, Consiliul Local, primarul, aparatul primarului, au înțeles necesitatea acelor investiții. Am avut și norocul de a avea banii să putem să le achiziționăm. Și uite că ușor, ușor,
Am reușit. De ce zic ușor, ușor? Pentru că știți, procedurile de achiziție sunt mai mult decât anevoiase și greoaie. Adică, dacă noi de 2 ani de zile facem lucrul ăsta, suntem la 2 ani și jumătate aproape, încă incompleți prin ceea ce ne-am dorit. Ce vor mai trebui? Mai trebuie o serie întreagă de lucruri. În cea mai mare parte, baza tehnică a fost acoperită. Dar vreau să vă dau un exemplu. Încă o mașină de gunoi, de exemplu, am reușit să o achiziționăm acum câteva zile, deci după 2 ani de zile, 2 ani și ceva de zile. O sărăriță, care a fost achiziționată tot acum câteva zile. De ce? Pentru că procedurile de care pomeneam sunt într-adevăr mai mult decât greoaie. Acum avem, să zic între ghilimele, tupeu, să spunem că putem face absolut tot ce are nevoie orașul să arate curat, să arate organizat, să fie întreținut și așa mai departe. E clar că avem o eficiență mai mare, deci încă mai avem ceva hibe de acoperit, dar nu înseamnă că nu ne descurcăm. Înainte erau vechi sau nu aveți deloc? Nu aveam aproape deloc. Parcul auto al societății a fost aproape de zero în momentul în care, să spunem că am început noi procedura de achiziție de utilaje. Sau dacă avea două mașini, acele erau precare, rudimentare, foarte vechi. Cred că nici din punct de vedere tehnic, un ITP, un RAR, n-ar mai fi trecut extraordinar de bine. Și atunci noi, automat, ca și prioritar, am avut această procedură de achiziție de utilaje. De la autoutilitare, după cum probabil acum știți, avem o autogunoieră compactoare de 15 metri cubi, avem o autobasculantă 8x6 cu sărăriță, cu lamă, cu tot ce înseamnă pentru dezăpezire. Parcul auto la noi înseamnă suficient acum. Ei au început să achiziționeze mașini pentru colectat gunoi, mașină pentru dezăpezit și transport, caterpilare cu lamă tot pentru dezăpezit și lucrări curente care ei le fac, că dacă ai o gospodărie, un serviciu al tău și nu ai dotarea necesară, nu prea poți să desfășori activitatea, adică să închiriezi de la altcineva. Trebuie să ai totdeauna lucrul tău, să poți face lucruri de calitate și la timp. Era necesar. Foarte necesar. Deci fiecare societate, fie că este de utilități publice, a Consiliului, în subordinea Consiliului Local, sau dacă ar fi privată, dacă nu ai dotarea necesară, nu poți să desfășori activitatea în condiții optime. Aveau și erau vechi sau nu aveau deloc? Aveau, erau foarte vechi, era un parc, cred că de 15-20 de ani, învechit, dar care între timp s-a casat și nu mai avea utilaje să-și desfășoare activitatea și era absolut necesar să punem din Consiliul Local acești bani să-și poată procura utilaje noi pentru activitatea care o desfășoară ei. Da, erau necesare pentru că mandatele trecute se făcea, ne autogospodăream, dar destul de greu. Utilajele înseamnă tot și cred că în orice afacere și în orice instituție, dacă aparatura nu este la un nivel înalt, atunci clar nici efectul nu poate fi unul senzațional. Nu aveți deloc sau erau vechi? Erau vechi și puține. Exact. Chiar erau necesare și să știți că începând cu mașinile pentru ridicarea gunoaielor, pentru curățenie în oraș, deci chiar erau necesare și inclusiv, ținând cont de sezonul ăsta rece, cele de pentru înzăpeziri și sărăriță, exact. Chiar era, înainte se făcea într-un stil barbar, să spun, se arunca nisip dintr-o remorcă sau ceva de genul. Începem și noi să semănăm a oraș cu pretenții.